Deci, nu, eu am crescut fără voia mea în lumina reflectoarelor, pentru că mie lucrul ăsta mi s-a întâmplat fără că eu să mi-l doresc. Da? Într-o zi s-a întâmplat că tata a făcut o revoluție, că a dat jos o dictatură și că a devenit prim-ministru. Asta n-are legătură cu mine, practic. Și uite așa, într-o zi m-am pomenit că tata era prim-ministru. Prima mea întrebare a fost la mama: ce înseamnă aia să fii prim-ministru? Pentru că habar n-aveam la 13 ani ce înseamnă chestia asta. Și a trebuit să cresc, nu? Am fost obligată cumva să cresc în această lume pentru care nu eram pregătită, pe care nu mi-am dorit-o niciodată și care a venit, și o spun foarte clar și măsurându-mi foarte bine cuvintele, care a venit cu foarte, foarte, foarte multe dezavantaje. Multe de tot. Mult mai multe dezavantaje decât avantaje. Bottom line, deci când tragi linia, din punctul meu de vedere, au fost mult mai multe dezavantaje decât avantaje. În sensul că eu a trebuit să învăț de două ori mai mult, să muncesc de două ori mai mult, să mă pregătesc de două ori mai mult, ca să arăt că vine de la mine și că nu tata este cel care a făcut și adres. Și da, ușile deschise, Oana? N-au fost uși deschise. Au fost uși trântite? Nu, eu n-am avut nevoie de uși deschise pentru că eu studiile nu mi le-am făcut în România și atunci n-aveam nevoie practic de uși deschise. M-am dus la o școală în ambiția mea nebunească de a demonstra că eu pot. Pentru că tata a făcut un doctorat la o școală de foarte mare renume mondial și am zis: domne, poți să mă las mai prejos, adică nu poți fi o penibilă să se uite el de sus la mine în continuare. Și în nebunia mea m-am dus la cea mai grea școală, unde a fost cel mai greu examen de admitere, unde am trecut prin niște chinuri absolut inimaginabile ca să țin pasul practic cu colegii mei. Și m-am înhămat la niște nebunii din astea, din această dorință extraordinară de a demonstra că eu sunt cineva și că eu nu sunt doar fata lui Petre Roman. Iar apropo de uși, tata nu este genul care să deschidă uși. Poate că l-ai mai întâlnit și îl cunoști. Cred că voi din lumea asta când tu întrebai pe mama ta, iată-mă o secundă, când tu o întrebai pe mama ta ce e aia să fii prim-ministru, eu eram acasă la Pitești și spuneam: eu vreau să ajung să fac un interviu cu domnul ăsta. Deci eram practic nimeni în drum, un muc practic de bara. Și din tebaraua mea spuneam: eu vreau să ajung să fac un interviu cu omul ăsta. Mă rog, așa gândeam atunci. Apropo de asta. Deci el e genul care nu deschide uși. Deci el nu există în capul lui. Și ăsta e un lucru care mă deranjează poate mai mult decât ce m-au deranjat că au scris de mine. Faptul că personalitatea lui încă nu a ieșit, nu a fost transpusă în realitate așa cum este ea. Petre Roman este un om care nu știe să pună pile în capul lui, nu există acest concept, nu știu dacă vă puteți imagina chestia asta. Te enervează sau ce? Nu, dar vreau să știe lumea că el așa da, e. Dar te-a enervat asta? Nu, a trebuit să înțeleg și să duc chestia asta și să înțeleg că trebuie să o fac. Înseamnă că ți-a fost greu să accepți că tatăl tău nu pune pile. Nu, că nu mi-am dorit să pună pile, Doamne ferește. Nu? Dar nu, cel mai greu mi-a fost să duc faptul că toată lumea credea că, asta face. Că el asta face, mm-hmm. Dar el nu e capabil, nu-i trece prin cap, adică această concepție, acest concept la el în capul lui nu există. Chestia de a pune pile, de a lua comision, de a face afaceri, de a pune proptele, nu există în mintea lui așa ceva, nu există. Deci ne-am crescut într-o casă în care aceste lucruri nu există, pur și simplu. Foarte trist, foarte trist.